și greșim cu un grad. Un grad e foarte puțin. Un grad e un cerc împărțit în 360. Deci imaginați-vă, cerc împărțit în 360. E foarte mic, e aproape. Aproape că nu-l vezi, dacă nu tragi linia foarte subțire la centru, nici nu poți să vezi. Dacă mergem cu un grad off, dacă avem o eroare de un grad, știți cu cât trecem pe lângă lună. Deci luna are vreo 3700 și ceva de kilometri în diametru. Ia celelalte două mingi și pune-le, te rog, lângă mingea aia. Celelalte două pune-le lângă ea. Așa. Pe lângă încă două luni trecem pe margine. Yes. Deci cam asta ar fi distanța. Un grad ar mai trebui să fie încă două luni. Și așa trecem. Un grad. O mică deviere te duce pe lângă lună sau pe lângă orice punct în spațiu înspre care te-ai îndreptat dacă ai deviat puțin. De ce atunci oamenii din punct de vedere spiritual, spun mulțumesc. God bless. Am învățat ceva despre sistemul.